Victor Coseric era un tânăr ca mulți alții și care poate astăzi ar fi ținut în brațe o fată ori un băiat. Dar n-a fost să fie. Atunci când viața era mai frumoasă, a căzut departe de țara lui, pe un alt țărâm, unde nu avea nici părinți, nici frați și nici surori. Este povestea tristă a unui fiu, a unui soldat căzut la datorie pe pământuri străine. Iar părinții lui duc în suflet o durere nemărginită, durerea pierderii a feciorului drag. Mai multe detalii despre ostașul căzut la datorie aflați în cele ce urmează. Lacrimi și durere am văzut astăzi în ochii mamei lui Victor Coseric, mama care și-a petrecut fiul în armată și care, ca fiecare părinte, l-a tot așteptat zile și nopți să revină acasă. Victor însă nu s-a mai întors, nu i-a mai zâmbit și nu și-a mai privit în ochi părinții. Victor a murit în Afganistan, țara care nici măcar țara nu este, locul unde nu l-a așteptat nimeni. Спасибо вам за вашу лепту, що ви вносили і потрудилися і зробили этот день пам'ять Виктору. Спасибо вам за ваш труд и за то, что вы помните и не забываете этот день никогда. Большое вам спасибо всем. Astăzi, întreaga comunitate l-a comemorat pe Victor Coseric, ostașul căzut la datorie. În localitatea Sturzovca, în școala unde Victor a scris primul cuvânt și a citit prima carte, a fost instalată o placă comemorativă a celui care a fost Victor Coseric. Не вспоминать друзей своих погибших лица. Acest eveniment este atașat și de aniversarea 25 de ani de la retragerea trupelor militare din Afganistan și ne dorim ca aceste măsuri să aducă un aport pentru tânăra generație și nu întâmplător aceste plăți au fost amplasate în special în licee, în gimnazii, pentru ca tineretul nostru să țină minte tot timpul despre acele fapte eroice pe care le-au săvârșit pământenii noștri și astăzi chiar le-am dorit și lor și nouă, în primul rând să păstrăm în memorie acele fapte și în a doilea rând să trăim în pace, să avem parte de o viață liniștită și să nu avem război în țara noastră. Evenimentul de astăzi a fost organizat cu implicarea activă a celor care și-au făcut serviciul militar în Afganistan. Эта война мы не забудем никогда, потому что только с Молдавии участвовали в этой бойне больше 10 тысяч человек. Около 240, к сожалению, не вернулись домой к своим родителям, к своим девчонкам. Мы, те, которые вернулись оттуда, не забываем тех, которые легли на тех камнях, в тех горах, в пустыне. Сегодня, в этот день, я бы хотел сказать самое главное, что политики создают и начинают войну. А мы, те, живущие на этой земле, должны сделать все возможное, чтобы поставить память о тех героях, которые выполняли свой воинский долг. Victor Coseric a fost numit post-mortem cetățeanul de onoare al localității Sturzovca. Menționăm că în acest an se împlinesc 25 de ani de la retragerea trupelor din Afganistan. La operațiunile militare desfășurate în Afganistan au participat 12.500 de moldoveni, dintre care circa 700 au fost răniți. 301 au rămas pe câmpurile de luptă, iar 4 sunt considerați dispăruți până astăzi.